Cum se montează o sondă de temperatură? Nu filmați fața. Să filmați doar. Prima dată se montează fierul ăsta aici, bineînțeles cu ea rece. După care, ăsta se desfletează de aici. E un arc. Se desfletează șurubul ăsta, nu-l pierdeți. Așa, până când ăsta alunecă. Se dă cu pastă de transfer, se dă cu pastă de transfer termic pe pe moțul ăsta, ca lumea așa din abundență. Și fiți atenți ca pasta să fie una de calitate și să scrie pe ea că rezistă la 300 de grade cel puțin. Așa, de la o firmă serioasă, adică dați niște bani pe aia. Nu vă zgârciți. Și umpleți asta cu pasta. Îl umpleți așa cu pasta. După care, când s-a umplut de pastă, scumpă să fie. Dacă nu-i scumpă, nu-i bun. Așa. După ce s-a umplut cu pastă, mai mult că eu sunt zgârcit, se bagă în gaură. Până în fundul găurii. Se bagă. A ajuns în fundul găurii. A ajuns în fundul găurii. Pe urmă, ăsta. Se duce ăsta în sus. Se ține apăsat până în sus. Se trage de ăsta în jos. De arc. Așa. Se întinde arcul. Acolo apăsat în sus. Se întinde. Așa. Se întinde arcul. Eu îl țin aici întins între degete arcul ăsta. Când, în timpul în care ținem arcul întins și el am presat în sus, de preferat să fie două persoane. Să și mie și urbani să încruce, că am pus și neapus. Dă-o pe aia. Așa. În timpul în care țineți arcul întins, să fie arcul întins, se strânge șurubul. Nu știu dacă vedeți, strâng șurubul până când îndoaie firul. Acum se ia jucăria asta care trebuie să întind arcul, da? Se bagă pe ăla. Așa, se învârte. Și el trebuie să fie așa, un pic presat, să vedeți arcul ăsta un pic întins, nu foarte mult. Și să nu alunece ăsta față de ăsta. Și ăsta trebuie să fie în doi, dar nu mai mult de atât, că vă taie firul. Așa se montează o sondă de temperatură. Pentru că altfel nu face contact bine acolo. Și ea dacă tot stă în aer, și bălângă-ne când într-o parte, când într-alta, când într-o parte, când într-alta, o să vă fluctueze temperatura direct proporțional cu vibrațiile mașinii. Și odată o să vă facă o cercevea perfectă, odată o să vă facă o cercevea crudă. Și nu știți de ce. Odată o să vă facă arsă, pentru că ea nu face contact cu ăsta, cu plita. Ea face contact cu aerul. Și ce vă măsoară? Temperatura aerului, nu temperatura plitei. De asta trebuie o pastă de transfer termic de calitate. Așa. Asta. Vedeți să nu vă prindă pe undeva. Vă puneți un șoricel pe undeva. Așa. Să nu împiedice firul. Nu filmați fața. Opriți și filmați. Iată.